Comuna Dănești are 11 sate în componență, dar nu în toate ajunge apă așa cum ar fi trebuit în mod normal. Mai ales în perioada de vară, mulți dintre localnici se confruntă cu lipsa apei. Două foraje sunt în plan a fi realizate pentru a rezolva situația astfel încât anul viitor să nu mai existe nicio problemă. Mai sunt două foraje pe care unul acum îl executăm și care se termină în satul Merfulești. Săptămâna viitoare cred că îl vom da, îl vom da în folosință. Așteptăm să vină cei de la CES ca să ne racordeze la la lumina. În satul Brătuia există un singur foraj pentru patru sate, fapt ce conducea adesea la lipsa apei, mai ales în perioada de vară când se instalează seceta. Acum forajul nou ce va fi pus în funcțiune înființat în satul Merfulești va alimenta două sate. Acum, prin acest foraj, despart în două satele Merfulești și Trocani vor rămâne la acest puț nou pe care l-am forat și celelalte vor rămâne racordate la cel vechi care este în satul Brătuia. Forajul acesta este la o adâncime mare de 308 metri. Apa a fost luciu de apă este undeva la 110 metri, deci este apă suficientă. O problemă mai există totuși în satul Dănești, unde jumătate din gospodării sunt alimentate la o rețea, iar cealaltă jumătate la o altă rețea. Și aici se intenționează înființarea unui foraj pentru a asigura alimentarea cu apă fără a mai exista lipsuri.